N-a uitat moșul de copiii sportivi de aici. Așa este, n-a uitat. Crăciunul, la urma urmei, nu este o sărbătoare oarecare, este nașterea Domnului nostru Iisus Hristos și a sărbători Crăciunul înseamnă a dărui. Și pentru că domnul director Badea este un om bun, un om credincios, care iubește copiii, iubește sportul, este alături de liceu cu program sportiv și de această dată, cred că este al 10-lea an, dacă nu mă înșel, de când este alături de noi și vine cu cadouri pentru copii, nu neapărat pentru copiii care fac sport de performanță sau care vor face sport de performanță, ci pur și simplu pentru a dărui. Mulțumit de rezultatele sportivilor din acest an și ce gânduri pentru 2018? Ca în ultimii ani, pot să spun, sunt 5 secții care fac faimă nu numai liceului și Craiovei, dar și țării. Este vorba de scrimă, atletism, lupte, judo și karate, care și anul acesta ne bucură cu rezultatele obținute la competițiile internaționale. Asta ne arată că și profesorii noștri sunt pregătiți și pot să facă pasul cu sportivii către marea performanță. Mai rămâne ca acest sportiv să rămână în Craiova și să ne reprezinte pe noi în continuare după ce termină juniorat. S-a accentuat așa să rămână în Craiova pentru că sunteți supărat de decizia luată de pricep. Bineînțeles, bineînțeles. Noi am fost tot timpul alături de ea. Mai mult decât atât, nu eu care prin poziția pe care o am trebuie să sprijin pe toată lumea, dar mă refer la antrenorul acesteia, care a făcut sacrificii pentru ca ea de fiecare dată să aibă tot ce își dorește, ca ea să facă performanță în continuare și vedeți cât e de ușor să renunți și să dai cu piciorul. Dar eu nu-i doresc tot binele și chiar să facă performanță că face la urma urmei pentru România. Dar nu trebuie să uităm așa repede de unde am plecat și de oamenii care ne-au ajutat. Credeți că este o decizie care îi aparține în totalitate sau a fost oarecum împinsă? Normal că este influențată. Ea nu este atât de matură încât să poată să ia singură această decizie. Acum e mirajul ăsta al banilor, dar nu știu și banii ăștia dacă sunt atât de importanți pe cât este de importantă evoluția treptată, progresivă. Eu nu știu dacă ea va face acum imediat la prima olimpiadă, va și obține medalie. Sportul știm foarte bine că este imprevizibil. Depinde de mai mulți factori. Așa că nu putem să spunem că a făcut pasul către un anumit club și gata, va fi cea mai bună din lume. Și eu mulțumesc.